încercat să induc în eroare, în sensul de a trimite întâlnirea noastră pe o pistă falsă. De aceea, poate, CV-ul meu duce într-o direcție care presupune din partea domnilor voastre anumite așteptări. Ceea ce vreau să rezum e următoarea chestiune. Fiind profesor, fiind în primul rând profesor, nu voi vorbi despre mine sau voi vorbi puțin despre mine. De aceea, poate că erau necesare aceste date ca să pot să fac acest ocoliș de la bun început. Marea mea satisfacție este că i-am aici în sală, printre alții, pe studenți și foști studenți ai mei, mă bucur foarte tare. Prin urmare, ei vă pot convinge dacă ceea ce vă voi spune din practica mea de profesor ține de adevărul a ceea ce s-a întâmplat la clasă. Le spun studenților mei, de pildă, că nu există device mai inteligent decât utilizatorul lui. Le spun studenților mei că dacă ei nu au înțeles ce le-am spus eu, dacă ei nu au priceput materia pe care o predau, mi se datorează doar mie. Vă spun domniilor voastre că dacă eu vă voi spune prostii în această seară, vina este a mea. Dar, defect profesional fiind, în momentul în care începem o asemenea dezbatere pe tema upgradării în educație, pentru că tema mea se numește Time to Upgrade in Education, ar trebui să plecăm de la o definire precisă a ceea ce înseamnă upgrade, o definire precisă a ceea ce înseamnă educație. E o meteahnă profesională. Upgrade înseamnă actualizare, înseamnă schimbare, indiferent dacă vorbim din perspectivă hardware, software, firmware, înseamnă ceva ce poate fi înlocuit. Ori, în momentul în care ne raportăm la educație, evident că avem în minte Ministerul Educației Naționale și nu putem să ne imaginăm Ministerul Educației ca fiind un Google Play Store în care să putem să apăsăm un anumit buton de restart sau de updatare sau de upgradare în ceea ce privește un program și cu asta să se rezolve problema upgradării în educație. Povestea este foarte complicată dintr-o perspectivă aparent simplă. Discutăm despre un sistem educațional care a fost proiectat pe dimensiuni analogice, pe coordonate analogice și despre o upgradare necesară care privește digitalul și care presupune, de fapt, o înțelegere a lumii în formele ei diferite în care s-a dezvoltat de-a lungul timpului. Există, într-o lucrare celebră a lui Niall Ferguson, o metaforă splendidă, care vorbește despre turn și despre piață, despre cele două modalități în care, în anumite perioade ale timpului, se organizează ierarhiile, respectiv despre acele modalități în care, din cauza tumultului produs de noutățile din perspectivă tehnologică și nu numai, ierarhiile se topesc, se aplatizează și devin rețele. Prima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în 1445, când a apărut cartea, când a apărut tiparul mobil. Dar este foarte simplu să înțelegem că ceva similar, adică topirea ierarhiilor, se petrece și în momentul de față și este foarte simplu să facem pasul de la Gutenberg la Zuckerberg. Este foarte bine să înțelegem că, de fapt, această trecere este o trecere scurtă și că aceste ierarhii care s-au topit urmează să se reconsolideze. Dar ele se vor reconsolida după modul în care noi vom lăsa, vom permite și vom duce mai departe principii, valori, sisteme de valori. Prin urmare, noi trecem dintr-o paradigmă anterioară în care lucrurile stăteau într-un anume fel, într-o paradigmă actuală în care nu prea înțelegem ce se întâmplă. Aceasta este, de fapt, marea provocare a educației. În urmă cu 7 ani, la Cluj, la un eveniment TED, academicianul Solomon Marcus ridica sala în picioare vorbind despre cele 10 nevoi umane. A doua dintre aceste nevoi era nevoia de reîmprospătare. Aceasta este, de fapt, ceea ce reprezintă tema dezbaterii noastre de astăzi. Împrospătarea, upgrade-ul. Și atunci, cum să faci upgrade într-un spațiu
care de fapt a rămas în vechea lui structură analogică și unde e foarte dificil să înlocuiești un bloc imens cu un simplu device de dimensiuni reduse, dar care să producă exact același efect. Asta în primul și în primul rând. În al doilea rând, ce este educația? Păi educația înseamnă, în primul rând, transferul de cultură de la generație la generație, prin urmare vedem generațiile așezate succesiv unele după altele și ducând mai departe ceea ce înseamnă transferul de cultură. Ce înseamnă cultura acumulată? Problema majoră este că în momentul de față a apărut o ruptură tocmai datorită faptului că trecem de la o paradigmă la o altă paradigmă. Și această ruptură ne determină să ne punem întrebări privitoare la ce reprezintă cu adevărat educația și despre această chestiune a vorbit Karl Popper în momentul în care filozoful care gândindu-se la ce se oferă la clasă studentului a zis că noi continuăm să-i bombardăm pe studenți, pe elevi, cu răspunsuri la întrebări pe care nu și le-au pus niciodată și nu răspundem niciodată la întrebările pe care și le pun ei. Imaginați-vă ce pot întreba studenții sau elevii în ziua de astăzi. Pot întreba lucruri care țin de upgradarea vieții de zi cu zi, de realitatea virtuală pe care o trăiesc, de modul în care vor utiliza computerele cuantice. Ce pot răspunde profesorii alfabetizați în vechea paradigmă, care au cunoscut biblioteca și care știu să trimită studenții la bibliotecă? Cum pot deveni parteneri în educație și mai mult îndrumători, ghizi, acești profesori care cunosc biblioteca, dar care sunt incapabili să navigheze pe internet și să poată să așeze în funcție de scara valorică probată de-a lungul timpurilor, ceea ce reprezintă cunoașterea din oceanul imens și lipsit de adâncime valorică numit internetul? Ce pot face din acest punct de vedere? Aproape nimic. Dar nu doar atât. Gândiți-vă și la conținuturi. Învățăm fizică. Ori programa de fizică se oprește undeva la descoperirile începutului secolului 20. Ajunge cel mult la fizica cuantică, ajunge cel mult la teoria relativității a lui Einstein. Ori din 1960 vorbim deja despre punerea în dezbatere a ceea ce presupune bozonul Higgs, în 2012 a fost descoperit, s-a dat și premiul Nobel pentru asta. Când află studenții? Când află studenții că se fac experimente care presupun probarea faptului că unda produsă de interferența undelor luminoase ajunge înaintea undei luminoase. Prin urmare, viteza luminii ar putea fi, sau cel puțin se pune problema, ar putea fi depășită. Ne întrebăm, prin urmare, ce avem, ce conținuturi aducem în dezbatere în ceea ce îi privește pe studenți în condițiile în care programa de matematică se încheie undeva la sfârșitul secolului al XIX-lea, în cazul fericit. Și în condițiile în care premiile, medalia Field, cea mai prestigioasă distincție din matematici, s-a acordat în ultimii ani, de pildă, pentru spațiile Riemann. Și este simplu să vă fac să înțelegeți acest lucru. Noi am învățat geometria euclidiană, care presupune că într-un triunghi suma unghiurilor este de 180 de grade, dar imaginați-vă ce înseamnă, de fapt, meridianele 0 și 90 la intersecția cu ecuatorul, un triunghi cu 3 unghiuri de 90 de grade. E o realitate în care trăim și atunci ne mirăm că există încă suporterea ideii că Pământul este plat. Matematica a rămas în această formă de știință moartă. Scriu poezie, scriu proză, mă duc în licee, mă întâlnesc cu tineri. Mulți dintre ei se miră că există scriitori vii. Și atunci, dacă e să ne raportăm din nou la ceea ce reprezintă programa școlară, despre ce vorbim? Ce înseamnă, de fapt, upgrade-ul în educație? Un brașovean de data aceasta, Mihai Nadin, profesor universitar la Dallas,
A scris în 1997 o carte splendidă, Civilizația analfabetismului, vorbind tocmai despre această întâlnire între oameni alfabetizați în vechea paradigmă și oamenii care trăiesc în noua paradigmă. Noi interacționăm în momentul de față cu elevi, cu studenți alfabetizați digital. Noi suntem alfabetizați digital? Ce înseamnă, să zicem, acel moment de cotitură, că nu e doar un moment, e o durată destul de mare în care ne ține această pandemie. Păi am descoperit, printre altele, și care sunt limitele profesorilor noștri. Am descoperit, printre altele, și modul în care nu doar că nu se adaptează la tehnologie, dar nu pot folosi tehnologia la care se adaptează în cele din urmă să poată să intre și să aibă interacțiunea virtuală cu studenții, cu elevii, indiferent unde ei sunt răspândiți, în a-i ghida în ceea ce privește imensa bibliotecă neașezată pe rafturi, pentru că toată cunoașterea este împrăștiată într-un mozaic de cunoaștere în internet. Și atunci, ce putem face? Care sunt șansele noastre și care ar fi, să zicem, pașii pe care am putea urma? Păi, în primul rând, e clar că Ministrul Educației n-are acel buton de reset. Și oricine ar fi ministru al educației. Este clar că în momentul în care discutăm despre upgradare în educație, înseamnă upgradare în societate, pentru că noi nu pregătim elevii pentru a răspunde cerințelor din urmă cu 100 de ani, așa cum ne învață manualele școlare, sau pentru a răspunde cerințelor chiar din ziua de astăzi, pentru că ei vor fi cetățenii zilei de mâine. Și dacă noi nu știm și nu avem capacitatea aceasta de a prevedea, de a înțelege ce se poate duce dincolo și care este acel dincolo și cât de departe este el, noi am sacrificat o generație. Ceea ce se poate face, în primul rând, este o împrospătare a curriculumului național. În al doilea rând, se poate face o împrospătare continuă a ceea ce înseamnă cunoștințele profesorilor. Nu trebuie să existe titularizare pe viață. Metodele pedagogia se schimbă, metodele sunt, presupun apelul la mijloace educaționale noi. De ce n-am face? Cine ne oprește? Cu ce e mai prejos un mijloc actual, mijloc educațional actual utilizat, decât unul învechit? Există acolo o patina a timpului care dă valoare? Nu. Trăim în aceste vremuri. Ce se mai poate face? Păi se poate înțelege faptul că, ducând mai departe mesajul acesta, devenim actori ai schimbării. Suntem noi ceea ce schimbăm, ceea ce dorim a schimba în societate, schimbăm de fapt în noi. Am zis că nu voi vorbi despre mine. Este 5 iunie, ziua învățătorului. Ceea ce ați ascultat astăzi este de fapt sămânța pe care a pus-o cu mulți ani în urmă învățătoarea mea. Mulțumesc!